mai filmați? Da. Avem o sesizare, da? Nu, lăsați că oricum le... Deci avem o sesizare, da? Făcută de domnul Avram, prin 112, cu privire la faptul că dumneavoastră stați în zona secției de votare, da? Cu listele pe care le aveți la momentul ăsta asupra dumneavoastră. Avem și filmări? Și? Da. Influențați? Nu, prin ce alegători? Cum influențați? Da? Asta ce influențați? Deci vă aduc la cunoștință faptul că sunteți și înregistrați audio, video, da? Ce liste sunt cele pe care le dețineți dumneavoastră? Lista de partid. În calitate de? Cu ce calitate aveți mai? Consilier și vicepreședinte al partidului. Deci sunteți consilier local, da. Și vicepreședinte al partidului. Care partid? Liberal. PNL, da? Da. Bun. Și ce faceți dumneavoastră cu listele astea? Îmi verific colegii mei care mi-au promis că vin la alegeri și vedem dacă au venit sau nu. Sunt liste electorale? Nu. Nu. Numai că... Dar nu, oricum, că o să punem și pe Facebook, o să mergi și la presă. Bun. Liste de partid. Deci sunt liste de partid, nu sunt liste electorale, da? Nu. Bun. Nu sunt, n-au număr, n-au. Am înțeles. O lista noastră. De când sunteți aici? Până la 9, 8 jumătate, 8 și ceva. Am înțeles. Să ne dați și nouă datele de noastră, vă rog frumos. Aveți una pe identitate? Nu știu dacă nu am amint, dar vă pot spune. Toate. Dumneavoastră ce calitate ați spus că aveți? Toate, consilier. Consilier este siguranță, da. Nu? De partea? PNL. PNL. Bun. Că trebuie să verificați și listele, nu? Ce au acolo? Păi, oricum, pentru că sunt normal, sunt produse, iau ca să nu trebuie, da? Ok. Dați comandă la poliție, comandă la poliție. Doamna, sunat la 112. Dați comandă la poliție. Nu dau comandă. N-am văzut-o cu nicio listă pe doamna. Dacă aveți și doamna o listă, vă dați seama că sunam. Ce listă e? E mai tehnologizată, doamna, nu? Da. E mai tehnologizată, am înțeles. Stați liniștiți că am văzut să facem sesizare, plângere penală pentru absolut tot ce se întâmplă aici, ca să știți. Domnule, cine vă împiedică? Inclusiv avem și numele de mașini cu care cărați oamenii la vot. Da, poate da, care? Le avem pe toate, stați liniștiți. Da. Bine că aveți. Sunteți dotați. Sigur. E filmare. Fac live? Da.
Cum vă văd, doamnă, fiecare zi aici stau la pomul ăsta să pășim cu ăsta? ISV? ISB. ISB. E democrație sau ce e, până la urmă? Și banii când îi dați? Unde îi dați? După sau înainte? I-ați dat? 101. Da, ce ai făcut? Ce ai făcut? Ce ai făcut? Dar să ai grijă să nu treacă vreo mașină. Domnul poliția, îi dau și buletinul meu. Ce dacă a avut? Ce? Haideți ca să mă înțeleg și eu cu dumneavoastră, da? Deci 1-4-8-11, da? Ia 11? Da? 29-04-50. Am înțeles că a fost pe luat toate secțiile, nu numai aici. Cum? Știam că veniți, că ați fost la toate secțiile, nu numai aici. Păi da, ca să nu oprim frauda pe care o faceți. Deci vă dați seama că era așa ceva, nu mai eram, dispăream. Da, doamne, serios. Sunteți foarte transparenți, îmi place. Ne-am pus cam, ne-am pus să... Așa a furat și Dumitescu Patru, tot transparent. Aduce și o umbrelă, să spun, că de poate soarele. Mă stai filmat, trebuie să apară aici telefonul. Dacă ai zis că mai... Marius, Marius, stai lângă. M-a filmat de bun simț. Auzi, te rog, că dacă tot ai făcut, mai adu-și mie telefonul. Păi nu, acum m-am obligat și... Ce dacă, te-a trebuit să-mi bași mie telefonul, am încercat. Poți să filmeze, care-i problema? Domeniul. La sediul poliției, vine luați înapoi. Eu trebuie să le ridic, ca să fiu sigur că ajung la sediul poliției, da? Și în altă parte, după care, după ce încheiem procesul verbal la sediul poliției, vine înapoi, da? Vorbiți cu cine doriți dumneavoastră, da? Puneți același lucru și... Că e același lucru ca la școală la... Am înțeles că au fost peste tot. Ne așteptam să vină, doamne, frumos. Păi ce sunt? Nu e o problemă. Pentru că au fost peste tot. Extra, bă. Dar de ce să vă așteptați să vină? Păi, doamne, eu cred că așa, suntem oameni maturi. Dar de ce? Dacă ar fi o prostie, ce vă mărți dacă ne bine aici? Nu stau ca ne bine. Nu te dai și lasă-mă pe să respir. Stau, să văd și eu dacă... Păi, dați-i o parte de aceea. Niște oameni. Să văd și eu dacă vin oameni. Eu nu am niște oameni. Vreau să vedem ce e în telefonul ăla. Imediat, mă scuzați, domnul comisar. Am făcut strângere noi, am sunat la 112 la poliție. Da, domnule, este, da. Aici se întâmplă să fure niște oameni, nu știu. Așa și dumneavoastră, că v-am văzut în fața mea, v-am știut de poze. Erați cu tata lui avocatul la șmecher, dar ești la dumneavoastră. Lui păpușică ăla. Hai să-ți dăm un care. Nu, mai mă gând, că n-avem voie, nu mai. Dai la oameni. Deci propun să se confiște telefonul. Cât să aveți la autor? Păi, telefonul. Nu mai propun eu, dumneata, că nu e. Eu telefonul, ce-i fac? Da, era de ștergeam. Da. Nu veniți ca să rezolvăm acolo, că nu mai ne întindem aici. Corect, dar luați-l și da, o să vină, o să vină. Deci au venit poliția la noi aici. A venit poliția la noi aici cu sesizarea domnului Eva. Alo, m-auziți? Alo. Deci a venit poliția la sesizarea lui domnul Avram și îmi cere să-i dau listele. N-am voie să intru, că... Să-i dau listele. Că trebuie să le depună la miliție, adică să le ia la dânsi la miliție și la poliție. Domnul comisar. Da, și le vom... Bă, salut, ce faceți aici? Ce faceți aici? Bă, salut. La ce voi, cine sunteți să vă interesați? Bună ziua. Bună ziua. Ce faceți de asta? Ce să fac? Mă uit și eu la alegeri. Vă uitați la alegeri? Da. Uh-huh. Am înțeles. Sunteți foarte înțelegeți. Domnul Cornel. Perfect. Da, ce, sunteți pe drum public. Ce aveți în băieții, dacă vin la voi?
Băieții care v-au promis? Da. Pentru PNL, nu? Pentru un partid. Păi pentru ei suntem și noi. Bine că sunteți. Foarte bine. Așa, ne bucură. Foarte bine. Ne bucură. Că știam că s-au în minte, dar în campanie să minte pe ăsta. Da, da, da. Doamna, ce face, doamna? Bine. Băieții, fetele.